Bine v-am regăsit, prieteni! Astăzi aș vrea să discutăm despre trusa de medicamente pe care o punem cu toți în bagaje atunci când plecăm în vacanță. Noi, anul acesta, n-am apucat încă să plecăm pe nicăieri, dar am vrut măcar cu acest lucru să fiu pregătit. Așa că am făcut un sondaj printre prieteni, am făcut un recensământ cu ce luăm noi în general, am pus toate datele într-un tabel, le-am împărțit pe categorii de probleme și într-un final am reușit să identific kitul de care e nevoie într-o călătorie ca să poți să stai relaxat și să fii pregătit pentru majoritatea problemelor uzuale. Trec imediat să vă spun rezultatul. Înainte însă, nu uitați, vă rog, că aveți capitolele mai jos, în descriere, ca să puteți, dacă vreți, să săriți direct la partea care vă interesează. Iar dacă o să găsiți informațiile din acest clip utile, dați vă rog un click pe butonul de subscribe ca să deveniți și voi niște abonați la sănătate. În regulă, la treabă. Astăzi o să discutăm deci despre trusa de medicamente pentru vacanță. Mai precis, o să luăm în calcul problemele comune care apar în astfel de situații, cum ar fi faptul că în concediu obișnuim să mâncăm mai mult, nu știm foarte bine cum a fost pregătită acea mâncare, se întâmplă să stăm prea mult la soare, că de e vacanță și unii mai merg și la plajă. Uneori avem ghinionul să ne înțepești câte o insectă, mai ales dacă vacanța e în aer liber, ne deshidratăm, mergem prea mult pe jos sau călcăm strâmb și facem o întorsă pentru că ne uităm la peisaj și nu pe unde mergem. După clipul de astăzi, o să fiți pregătiți pentru toate aceste situații. Atenție însă la un lucru. În vacanță, în general, vrem doar să tratăm problema, să-i calmăm simptomele și să ne întoarcem la distracție. Dacă problema se dovedește a fi serioasă, oricât ar fi de importantă vacanța, vă rog mergeți la un medic. Acum, gata cu introducerea, haideți să vedem. Cu ce începem să ne facem trusa? Iar în cazul meu, pentru că nutriția este specialitatea mea, primele lucruri la care mă gândesc sunt problemele gastrointestinale, care de altfel sunt și foarte comune în concedii. Când plecăm de acasă, avem obiceiul să mâncăm mult, mâncarea nu mai e cea cu care suntem obișnuiți. Uneori, din păcate, restaurantele o și păstrează în condiții mai puțin ideale, și ca atare ne confruntăm cu crampe, balonare, diaree, greață, vărsături reflux gastroesofagian, uneori scoate capul și câte o gastrită și încă multe altele. Ce luăm cu noi pentru astfel de probleme? Pentru diaree, eu pun în bagaj loperamid și smecta. Pentru gaze și balonare, cărbune medicinal și espumisan. Pentru arsuri la stomac o să iau cu mine niște dicarbocalm, iar pentru digestie mai bună a meselor mari o să iau în calcul enzimele digestive, așa că am nevoie de triferment, mezim sau digenzim. În plus, când plec pe undeva, iau cu mine și niște probiotice, pentru că nu reușesc să consum fibrele și lactatele acidofile de care am în mod normal nevoie. Dacă, în loc de medicamente, preferați ceaiurile și aveți și unde să le faceți, puteți să luați cu voi mentă, mușețel și fenicul. Au proprietăți calmante și antiinflamatorii și sunt foarte bune pentru ameliorarea disconfortului digestiv, balonării și a crampelor. Gata însă cu problemele gastrointestinale. Medicamentele de până acum ar trebui să fie suficiente pentru ele. Hai să vedem cu ce dificultăți se confruntă pielea în vacanță, ea fiind primul nostru strat de protecție în fața agresiunilor din exterior. Ei bine, cele mai întâlnite probleme în concedii sunt arsurile solare, înțepăturile de insecte, zgrieturile, iritațiile și alergiile. Iar pentru ele pun în bagaje următoarele. În primul rând, un dezinfectant, cum e rivanulul. Puteți să luați și spirț sau betadină, ce preferați și ce aveți acasă. Apoi, pentru arsuri solare, eu iau cu mine pantenol foarte spray. Pentru a calma mâncărimile sau iritațiile pielii după expunere exagerată la soare sau după înțepături de insecte, pun în bagaje Calmiderm, o cremă din gălbenele, mușețel, urzică și mentă cu care mă împac foarte bine. Dacă mâncărimile nu trec sau dacă insecta a avut trompa mai mare și a mușcat rău, folosesc fenistil. Fenistilul e foarte util și atunci când apare o reacție alergică minoră, în genul bubițelor pe care le fac persoanele alergice la metale. Dacă e ceva semnificativ, revin la sfatul de mai devreme cu vizita la medic. Ca să n-ajung însă să folosesc cremele despre care tocmai vorbeam, am mereu cu mine autan. Asta, să fiu sincer, nu știu cât mai funcționează, pentru că de la o vreme îmi pare că s-au obișnuit insectele cu el și parcă nu le mai alungă, dar mă ajută pe mine, psihic, să știu că m-am protejat. Iar, în final, pentru zgârieturi am mereu în bagaj un unguent cu bane ocin. Ei și am încheiat încă un capitol, acum putem să trecem la căldură. Căldura poate duce la insolație, deshidratare, chiar crampe musculare dacă ați pierdut prea mulți electroliți prin deshidratare și la iritații ale pielii. De iritații am vorbit deja, să ne ocupăm de restul. O insolație ușoară poate fi gestionată cu odihnă, răcoare, hidratare, electroliți, aspirină sau paracetamol. Electroliții sunt minerale ca sodiul, potasiul, calciul și magneziul, ce se găsesc în corpul nostru și din care putem să pierdem cantități semnificative în condiții de căldură puternică. Ei ajută la reglarea cantității de apă din celule și din spațiile dintre ele, influențând astfel volumul sanguin și presiunea arterială. Unii sunt esențiali pentru funcționarea sistemului nervos, alții pentru contracția musculară, reglează echilibrul acidobazic avem deci mare nevoie de ei în cantități optime. Simptomele unui deficit de electroliți pot include slăbiciune, crampe musculare, confuzie și chiar probleme cardiace. Așa că atunci când e cald și știu că o să stau mult afară, eu iau cu mine tablete cu electroliți. Există o mulțime de variante: tablete efervescente, pudre sau comprimate. Acesta este brandul pe care îl folosesc eu, dar găsiți o mulțime de variante foarte bune la orice farmacie. Dacă stați foarte mult afară, de exemplu dacă munciți în aer liber, e posibil chiar să aveți nevoie de suplimente cu unele din aceste minerale, cum ar fi magneziul. Suplimentele conțin doze semnificativ mai mari decât tabletele cu electroliți. Și cam asta e ce putem să facem ca să micșurăm din efectul căldurii excesive. Acum să mergem mai departe și să vă spun ce iau cu mine pentru răceli, dureri de cap și temperatură. Știu că fiecare are rețeta lui pentru această situație și, de fapt, chiar sunt curios să aud ce faceți și voi. Dar să vă spun cum mă apăr eu de răceli în concedii. În primul rând, vitamina C. Dozele mari de vitamina C par să reducă durata și intensitatea răcelilor. Apoi, decasept sau septocalmin pentru albastru de metilen, eucalipt și mentă, strepsil și trahisept cu miere pentru ameliorarea durerilor în gât și calmarea iritațiilor, tant un verde cu mentă și de fapt orice cu mentă sau eucalipt pentru decongestionarea căilor respiratorii, ACC sau enacetilcisteină pentru fluidizarea și expecturarea mucusului și aspirină, paracetamol sau nurofen pentru febră și dureri de cap. În plus, încerc să fac rost de pe unde sunt, de păstură sau de propolis. Pe ele nu le car în bagaje, dar le cumpăr în caz că e necesar. În afara celor de mai devreme, mai iau uneori după mine și un tub mic cu diclac pentru situațiile nefericite în care calc strâmb sau mă lovesc. Nu se întâmplă des, dar cine știe. Iar dacă drumul e dificil, prinde bine pentru a evita senzația de grață un emetin, sau dacă aveți copii, prevomit. În cazul în care aveți probleme mari cu răul de mișcare, emet-o stop, dar cu acordul medicului. Și cred că am terminat de făcut bagajele. Pentru final, însă, mai am de făcut o precizare importantă. Nu trebuie să luați voi aceleași lucruri când plecați pe undeva. Lista de mai devreme e doar ce folosim eu și ai mei. Ea trebuie modificată în funcție de problemele fiecăruia și, deși medicamentele despre care am vorbit sunt destul de generale, poate fi chiar nevoie să vă întrebați medicul dacă vi se potrivesc sau nu. Înainte să încheiem însă, sunt tare curios ce puneți voi în bagaje în materie de medicamente atunci când plecați în concediu. Lăsați-mi vă rog un comentariu cu kitul vostru de vacanță. Eu cam atât am avut de spus astăzi. Dacă ați rezistat până aici, mai am o mare rugăminte la voi. Să apăsați pe butonul de like sau pe cel de subscribe. Acest mic gest al vostru mă motivează pe mine să fac mai multe clipuri ca acesta. Iar dacă vreți să susțineți acest proiect, cel mai bun lucru pe care puteți să-l faceți este să deveniți membri ai canalului. Eu sunt Ioan și până data viitoare, aveți grijă de voi și de sănătatea voastră.